divine is. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Fortnite. Ei bine, este o serie nouă, o serie pe care am făcut-o decât pe live-uri. Episoade cu Fortnite nu cred că am făcut niciodată. Cel puțin le-am filmat, dar degeaba când le-am postat. Și o să vă explic și acum de ce. Și de ce am fost inactiv. Pentru că nu v-am explicat în episodul acela de Minecraft. Eu am fost inactiv deoarece am avut examenul anul ăsta și am fost destul de dezamăgit de chestia asta și am fost a 8-a și chestii învățat. Eu a 7-a am fost puțin mai slab, căcaturi. Lucruri de genul. Și asta a fost singura chestie. De asta n-am postat. Da, totuși acum este un gameplay și eu zic să-l tratăm ca atare. Unde să merg? Cred că merg în Dusty, dacă merg în Tilted, sigur mi iau. Și nu sunt nici cine știe ce jucător, gen, m-am apucat de Fortnite acum, când mi-am reparat calculatorul acum, vreo 20 de zile. Na, nici 20 de zile, 10, 15 zile. Cam 15 zile, de când, nu știu, întreb pe Alex, mă uit când am început din nou conversația cu el. O să încerc să iau chestul de aici. Dacă nu-l ia cineva, că în general chestul ăsta e cel mai căutat, pot să zic. Bine, de o armă. E shotgun rar jos. Nu e chestul aici? What the fuck? Am luat muie. Am luat-o la mure. What the fuck? Dar gen, mă enervează faptul că n-a fost acolo un shotgun. Un chest. Normal, acolo mereu e un chest. Sau e în ăsta? Cred că e în ăsta. Da, nu am materiale, deci trebuie să urc. O double pump îmi fac. Bă, nu se poate să intru și pe partea asta, nu. E nou într-o astea. Un chest. Da, după cum am zis. Am sting bombs, dar degeaba. Nu-mi plac. Da, nici nu am să le dau drop, că n-am celor mai bun. Am să iau gloanțele astea. I'll take that. Și aici un chest, da, bă. Bă, v-am zis că trebuie să fie un chest, dar nu știam unde. What the fuck, dar nu mă pot folosi de double pump. Din cauza faptului că a fost handicapatul ăsta aici. Bun, îmi iau chestia asta. Pam, pam. Reîncarcă. Îmi plac remote-urile, dar astea sunt mai faine. Plus că sunt și epice. Am 3 pump-uri, what the fuck. Ce fac cu 3 pump-uri? Nu știu ce o să fac cu 3 pump-uri, dar acum deocamdată trebuie să-mi găsesc ceva pentru viață. Mai se poate un medkit. Bă, și de aici văd, bă, văd că tipul ăsta n-a luat gloanțele. Deci toate astea niciodată nu le văd deschise. Și mă miră faptul că nu le ia nimeni. Pentru că sunt foarte OP. Efectiv, dacă rămâi o dată fără gloanțe, ai belit-o să fii în luptă 1v1 cu cineva. Și asta e o mare putere. Am înțeles, am văzut. Bun, deci am intrat și un match. Văd că s-o curioasă de tip cu Omega. Deci eu am 3 aici care sunt Omega, pentru că tipul ăsta, deși default, are trânăcopul de la Omega și mi-am dat seama că e Omega care folosește skin default. Iar eu o să-i dau o chestie în asta, pentru că am câștigat și o dată Victory Royale și deja am primit chestia asta și e prize maker. Nu știu, pot să mă dau maker. Uite, 1x Omega, 2x Omega, 3x Omega. O, da, și o să-mi cumpăr și Battle Pass-ul sezonul viitor. Haideți să mergem în... Bă, unde era, mă, chestia aia specială? E o chestie, cred că asta, sau nu?
Sau e de fapt în... cred că e aici. Aici e, în anarhie. Eu în orice caz o să merg în Tilted. Totuși în Tilted e loot bun, știu că sunt mulți, pot să mă bat, chestii, trestii, nu știu. Nebunii. Oh, dar și Rodby pute. Nu știu, am auzit chestia asta la Ganivos acum mulți, mult timp, mulți ani. Adică vreo 2 ani. Da, 2 ani, ceva de genul. Nu știu, știu că era seria de Titan Watch, dacă știe vreunul. Seria de Minecraft, era foarte șmecheră, mă uitam la toate. Și punea tot timpul semne din alea cu Rodby pute și chestii. Da. Ciudat, da, știu, da. Bun, gata, am intrat și în al treilea meci. Să vedem dacă aici facem ceva, pentru că în celelalte n-am făcut nimic. Bă, da, ar fost jumecher, frate, dacă postam și eu videoclipurile în genul, să le pun de pe alea speciale în care se întâmplă ceva interesant, cum ar fi la cu Victory Royale, puteam să-l pun, dar... Ideea e că trebuie să strângă și views-uri și acum eu sper că noi să fim o comunitate unită cum eram acum un an. Să vă reîntoarceți, să vizionați clipurile făcute de mine și chestii și nebunii și ați înțeles voi. Bun, acum asta aproape de anarhie, nu. Dar vreau să văd dacă e aici chestia aia. Deci nu știu, mă interesează să o văd. Deci sunt 5, 4, aia e baza secretă oare? Cred că aia e, cred că aia e, hai. Hai, 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 hai. Nu, deci mă duc la baza secretă. Intru înăuntru. Da, sigur e asta. Sau? Bă, cred că nu e. Habar n-am unde e. A, știu că e o bază secretă. A, nu e asta, frate. Ce seapă mi-am luat. Idiot. Chiar vreau că aici e baza secretă. Unde căcat e? Hai să iau loot-ul de afară. De ce nu? Sper să-mi vină cineva să-mi ciordească arma că m-am dus. Dacă mi-aș luat-o și pe asta. Ok. Avem double pump. Deși nu prea știu să mă folosesc de el în pui mei. A, uite, avem double pump rar chiar, dar degeaba v-am zis că nu prea sunt eu cu chestiile de genul. A, uite, încă unul. Am înțeles, mi-am făcut și full shield. Am full viață, full shield, ce vrei mai mult. Acum să vedem unde se pune stormul. Te rog frumos, stormule, zi-mi că te pui și pe mine. Oriunde pe mine, dar să fii pe aici. Te rog. Wow, ați văzut, trebuie să te rogi. V-am avut puțin noroc, s-a pus aia pe mine. Acum haideți să lutez un pic, am nevoie de materiale. Că din câte știu, un joc ăsta trebuie să construiești foarte mult. Și să înveți să construiești, gen că... Tu poți să fii bun să tragi, dar dacă... Uite, exemplu ăsta. Ăsta probabil știe să construiască, eu nu știu. Și asta e un dezavantaj pentru mine. Dar eu știu să trag pentru că am jucat mult CS. Da. Nu cu ăsta. Nu cu armele astea handicapate. Doamne, ce urăsc eu armele astea. Deci nu-mi place deloc shotgun-ul. Dar trebuie să-l fac că am o misiune. Dar și v-am zis, sunt începător, adică nu știu să joc jocul ăsta foarte bine. Îmi pare rău dacă nu vă place cum joc sau chestii. Bun, încă un chest. Interesant, noile dual beretasuri. Da, nu prea am. Măi, da, hai să le iau. De ce nu? Niciodată nu strică. Am prea multe pampuri. Ăsta. Pam. Bun. Ce am de aici? Nimic. Aici am lăsat. Hai să lutez aici tot. N-am văzut loot box-ul ăsta. Am luat și gloanțele, avem aici niște dual beretasuri drăguțe, avem aici un cărucior.
A, am găsit căruciorul, bă, chiar. L-am găsit, asta e a doua oară când îl găsesc. Îmi place la nebunie chestia asta. Gen, poți să-i dai drum oricând și dai, gen, din drum. Nu trebuie să aștepți, să-mi dai jos de pe el și chestii. Nu, frate, direct. Am văzut ceva interesant înăuntru. Ceva rar. Am deja de-astea. Gloanțe am. Bă, acum am și gloanțe pentru pampuri. Aici am cu un loot box. Bă, dar eu nu mai am shield acum. Stai bă, că am uitat că... Cum stai așa, poate găsesc shield-uri mici pe aici. Mi se pare că am văzut chestii. Uncommon pe acolo și în general... Unde e uncommon sunt shield-uri. Oh, bines. Perfect. Hai, bun. What the fuck? Am înțeles, am căzut în propria gaură. Nu, trebuie să mi-l dau pe ăsta. Bă, dar o să mă uit pe aici, frate, o să cam pesca jigosul. Cred că e cineva pe acolo. Nu, acolo e un chest, nu deschis. Și... Și nu o să mă duc în partea. Motivul pentru care nu mă duc în partea... A, uite aici, un... O chestie din asta care îți reface viața. Uite, exemplu, după cum îmi place mie să o fac. Uite, fac chestia asta. Mă pun aici. Campez așa. Dacă avem cineva aici, îl iau lejer. Ca Ferrari petroleu. Da, de luat nu pot să le iau înapoi, ca și vreo chestia asta. What the fuck, dude? Nu știu ce să fac acum. După ce lootez un pic și fac rost de arme bune, habar n-am ce să fac. Și până la urmă ormei mor, știți? Cam așa se întâmplă la mine. Da. Uite, chestia asta voiam să o văd. Seama că e pampul ăla. Bă, eu mă gândeam că e vreo un nou shield. Și voiam să-mi iau. De asta venisem, dar văd că am venit degeaba. Aici am mai fost. Uite niște glanțe. Bă, sper că mi se mișcă ok. Sper că se vede ok la voi. Personal, l-am blocat eu pe 60 de FPS-uri. Îmi merge și mai mult, dar îmi consumă foarte mult timp și îmi pune PC-ul la o căldură efectiv foarte mare. Îl duce la 80 de grade în puii mei. Dacă îl las la maxim la 130 de, ce 140 de FPS-uri cât o avea. Bun, acum cam, dar n-am destule resurse, what the fuck. Eu cream că am luat resurse, dar nu prea. What the fuck, când a venit metalul la spre mine m-am gândit că e o persoană. Dude, cât de rău m-a speriat când am văzut metalul ăla. Ok, hai să iau chestii de astea. Mai am și pe astea. Oricum, cred că iau asta cu totul. Că... N-are oricum nimeni nevoie de ea. Iau și chestii de astea. Bine, aia cred că era mizerie, cred că trebuia spartă, gen decât. Ala l-am luat. Aici n-am ce lua. Păi eu aș vrea, frate, ceva să-mi dau. Pentru shield. Deci aș vrea shield. Ok, și niște gloanțe. Pam, pam. Nu mă interesează. Am două, de fapt. Oh, hai că stau bine. Cu zona. Pe asta l-a deschis cineva pe ăla. Cred. Gen, cred că l-a deschis default-ul ăla care m-am băg... tu la început. Știu și o să ziceți, Tony, da, de ce râdei? Că știu ești default. No, dude, sunt default, da, eu cel puțin mai am ceva experiență, totuși. Am jucat ceva timp CS
Și da, pentru cei care nu știți, am fost și într-o echipă profesionistă de CS. Aici trebuia să fie un CS, cred, sau chestii. Ideea e că, în general, când am jucat, am jucat foarte mult la duo. Știu ce trebuie să spargi, dacă spargi copaci nu-ți dă la fel de mult ca și chestiile alea. Din câte am înțeles eu și văd că am drop frame-uri și nu-mi place chestia asta. Eu nu-mi plac drop frame-urile. Ce-mi dai drop, de ce-mi faci mie drop frame-uri? Uite acolo. Hai, ieși, mă. Ești mă, te rog, voi. What the fuck? Dar nu știu cum să construiesc. Cum să construiesc, deci habar n-am, frate. E vreunul pe aici? A, nu, eu reîncărcam. De fapt, m-a speriat de mine când reîncărcam. De ce am auzit ceva pe aici? What the fuck, cine a tras? M-am treiași, am înțeles. M-am dus. Pun chestia aia cu speranța, dacă poate nu mă ia. Eu pot pur și simplu să-i fac o chestie jumecherică aici, adică, da. Ceva e genul și distrug toată chestia asta. Dacă nu știați, dacă tu construiești în așa, pui chestia astea până sus. Uite o chestie din asta, aș vrea ca să-i dau, uite așa la un port, să fac și-o ăla. Ok, nu merg în anarhie. Deci aici am încercat să văd dacă e baza secretă. Aici n-am încercat. Deci, astea trei am încercat de fapt. Aici n-am încercat. Cred că aici merg. Dar și aici era o idee. Dar nu e aici, că aici am mers data trecută. Am uitat chestia asta. Deci aici merg. Dar nu e nici aici. A, ba da, mă, acolo în spate era. O văd eu. Că mai fost o dată la bază secretă. Și îmi place mult acolo. Ai luat foarte bun și nu vine nimeni după tine. Efectiv, mai mereu ești singur. Nu prea merge nimeni acolo. Că nu prea știu ei de ea. Ok. Și sper că e ok cum joc pentru un începător, adică da. Deci v-am zis, jocul ăsta de vreo 10-15 zile maxim și n-am jucat chiar ca... Nu ne-am mâncat un infoman, voiam să zic. N-am jucat nici ca infomanul. Și n-am mai lăsat o pauză, pui mie. Că sunt om doar, mă. Am înțeles. Dude. Deci cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Oni, iar noi ne vedem în episodul viitor. Salut!